Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la citiri pe Zodii pentru dragoste și îți transmit faptul că citirile sunt valabile din momentul în care tu vizionezi acest videoclip, ele nu au un timp anume, dar în momentul în care tu ai găsit această filmare este un moment potrivit în care Universul îți transmite un mesaj important pentru tine. Citirile sunt valabile atât pentru cei singuri, cât și pentru cei aflați într-o relație. Și acestea fiind spuse, te invit să asculți zodia sau zodiile alese de către tine. Să vedem pentru berbec ce anume ți se pregătește ție pe dragoste. Să vedem situația ce anume se întâmplă și rezultatul final pentru semnul tău zodiacal. momentul de față, văd aici că ori ești o persoană singură, ori te afli într-o relație de foarte mult timp, te pregătești să mergi undeva în momentul de față, însă văd că cineva ți-a atras atenția și te gândești foarte serios să mergi către această persoană. Văd că lucrurile se mișcă destul de greu în viața ta personală sau poate chiar tu îți dorești ceva mult mai serios. Următoarea carte este Puterea, o legătură văd aici cu un leu, dar văd și faptul că cineva ți atrage atenția în viitorul apropiat. Dacă ești o persoană singură, dacă ești o persoană aflată într-o relație, aici văd că pasiunea se așterne în cadrul acestei situații. Faietonul vorbește despre o legătură cu Zodia Rac, dar și despre un drum pe care tu urmează să îl faci, spre o anumită direcție. În urma acestui drum, tu vei cunoaște pe cineva. Iar dacă ești un berbec aflat într-o relație, văd faptul că urmează o provocare în viața ta care te va uni mult mai mult cu persoana iubită. Va face ca această relație să fie mult mai sigură, mult mai stabilă, mult mai bună. Apoi avem trei de o călătorie scurtă pe care o vei face împreună cu persoana iubită, dar și o discuție foarte serioasă pe care o vei avea. Dacă ești un berbec singur, văd foarte clar aici că în viitorul apropiat urmează să faci foarte multe drumuri, urmează să cunoști o persoană care se află fie într-o altă țară, fie într-o altă religie. Să vedem și un sfat din partea îngerilor romantici. Sfatul este să îți lași prietenii să te ajute, să ceri și să accepti sprijin din partea celorlalți. Acesta este sfatul tău din partea îngerilor romantici. Dacă ești un berbec singur, vezi că iubirea se poate ascunde undeva printre prieteni. Și acestea fiind spuse, dragi berbeci, cam atât pentru voi. Te mai invit și la o altă zodie, dacă ești interesat. Să vedem, dragi tauri, ce urmează din punct de vedere personal. Pentru taurii aflați într-o relație, dar și pentru taurii care sunt singuri. Ce urmează? În momentul de față, văd aici că a apărut o persoană în viața ta pe care o studiezi, pe care o analizezi. Pe de altă parte, este o persoană care ți-a atras atenția aici. Poate să fie chiar și persoana iubită. Da? Pe de altă parte, văd că ești cam plictisit de dragoste, ești cam dezamăgit, pentru unii poate să apară monotonia aici în cadrul unei relații. Nouă de cupe vorbește despre o bucurie mare, o întâlnire cu persoana iubită, sau dacă ești un taur singur, ai ocazia să cunoști pe cineva, poate să fie un coleg de muncă sau un coleg de la facultate, un coleg de școală sau un fost coleg. Apoi avem regele de monede. Este cartea ta și văd aici clar că tu întâlnești o persoană care îți va semăna foarte mult. Văd aici că este o persoană foarte muncitoare, serioasă, sigură pe ea, iar dacă ești într-o relație, văd faptul că în viitorul apropiat relația devine mult mai sigură, mult mai stabilă și chiar reușiți să faceți niște activități plăcute împreună. Apoi, ultima carte este patru de spade. Aici tu urmează să mergi într-o vacanță cu persoana iubită sau urmează să aveți parte de un weekend plăcut împreună, de o dupamiază plăcută, o discuție frumoasă. Dacă ești un taur singur, văd faptul că vei cunoaște pe cineva, dar această persoană te va pune foarte mult pe gânduri și mai mult decât atât te va ajuta foarte mult să te organizezi în problemele pe care tu le ai. Această relație poate să dureze pe un termen lung și foarte lung, și îți poate aduce bucurie și mulțumire. Să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici: sfatul pentru tine, în momentul de față. Sfatul pentru tine ține de factorii religioși. Viața ta personală, dragostea ta, este influențată de. Calea ta spirituală sau de modul tău de a aborda lucrurile, ți, ți se cere să abordezi această relație, mai spiritual, ți se cere să-ți asculți foarte mult intuiția și, cine știe, poate chiar să găsiți un punct de mijloc. Să vedem pentru gemeni care sunt mesajele. Wow! A început citirea. În momentul de față, se pare că. Cineva ți-a atras atenția, ești foarte curios să cunoști o nouă persoană și se pare că nu mai apare nimeni în viața ta. Dacă ești singur sau singură, se pare că te ai informat aici în legătură cu o situație și uh, ceea ce ai descoperit nu ți-a plăcut extraordinar de mult. Mai mult decât atât, văd că este o perioadă pentru tine în care ți se cere să îți găsești puțin un echilibru în viață și să te detașezi de lucrurile mai puțin plăcute din trecut. 8 de spade îmi spune mie despre faptul că dacă ești într-o relație, aici văd că lucrurile vor dura. Vor dura, nu văd o... Mă rog, nu văd un final, iar dacă ești un geam în singur, ți se cere să ieși din anumite tipare, ți se cere să, să lași trecutul în urmă, așa cum am spus, Simt aici să spun că e bine să fii ceva mai sentimental din fire. Dacă ești o persoană singură, apare cineva, însă persoana asta este foarte dificilă, nu prea știe să se bucure de viață, nu prea știe să se joace foarte mult, dar unii gemeni văd că preferați să fiți singuri pentru, pentru viitorul apropiat. Asul de bâte vorbește clar despre o nouă iubire care apare aici în viața ta. Este vorba despre un nou început extraordinar de frumos, cu foarte multă pasiune. E ca o dragoste la prima vedere, iar dacă ești un geamă aflat într-o relație, vezi că lucrurile se clarifică între voi. Lucrurile se clarifică între voi, însă este nevoie de multă înțelegere din partea ta. Să vedem și un sfat din partea îngerilor romantici pentru tine. Wow, mesajul este chimie! Este o atracție foarte puternică aici și e clar faptul că relația nu se termină foarte rapid dacă ești într-o relație, iar dacă ești un geam în singur, vezi că apare cineva care te scoate așa din, din zona ta de confort, dar într-un sens pozitiv. Dragii mei, raci, să vedem pentru voi ce urmează în dragoste. La baza pachetului avem împăratul, o legătură cu Zodia Berbec și un trei de spade. Se pare că o atitudine destul de dură a unei persoane din viața ta te-a cam rănit. Văd aici pe cineva care nu este foarte serios, nu prea știe foarte bine ce își dorește și este o persoană puțin încăpățânată. Dacă ești un rac singur, văd că în momentul de față tu îți dorești ceva stabil, ai niște standarde, ai niște idei, deja știi cum arată persoana respectivă, cei cu ea, iar dacă ești un rac aflat într-o relație, văd că în momentul de față ai legătură cu o persoană ceva mai dură. Cavalerul de monede vine și îmi vorbește despre faptul că vei aborda aici lucrurile într-un mod serios, într-un mod matur. Dacă ești într-o relație, văd o călătorie pe care o veți face împreună sau pentru alți raci văd aici un moment destul de plăcut. Dacă ești singur sau singură, vezi că poate să apară cineva, poate chiar un prieten. 10 de băte. Pentru cei aflați într o relație, urmează o perioadă destul de aglomerată în care veți avea foarte multe lucruri de făcut împreună sau apar tot felul de situații tensionate în cadrul acestei relații, cu șanse de a se rupe relația. Dacă ești un rac singur, văd faptul că Poți avea aici o aventură cu un prieten sau chiar un coleg, o persoană din jurul tău. Apoi avem 10 de cupe. Se pare că vei reuși până la urmă să ieși bine din situația asta, iar dacă este vorba despre o relație, aici văd că veți depăși împreună acest impas, această cumpănă, această situație dificilă, iar apoi mie aici mi-apare căsătorie. Dacă ești un rac singur, la fel să știi că apare o persoană în viața ta care te va face să îți schimbi puțin perspectiva asupra lucrurilor și te va determina să îți schimbi puțin regulile pe care tu le ai în viață. Și la fel, văd că relația se termină cu bine. Să vedem și îngerii ce mesaj îți transmit. Bun, mesajul este uh, faptul că aici, tu, uite, trebuie să-ți vindeci ce o problemă legată de familie. Și se spune că uh, Iubirea ta beneficiază um, de, o, de o situație pozitivă, atât timp cât tu îți ierți părinții da? sau sunt niște probleme aici în familie, undeva anume. Aici trebuie, trebuie să, să vindești, deci dacă ești un rac singur, asta e soluția, dacă ești într-o relație și lucrurile nu prea funcționează, vezi că pot funcționa mai bine dacă faci pace cu familia ta. Să vedem dragilei ce urmează în dragoste. Și pentru cei singuri și pentru cei aflați într o relație. În momentul de față, văd aici că te afli într o perioadă foarte bună, sărbătorești ceva. Unii văd că sunteți așa cu gândul la o persoană din trecut, îți este dor de cineva, o persoană care este la distanță de tine, dar uite, văd aici clar o conexiune cu un suflet pereche. Pentru unii văd o relație foarte veche, în desfășurare. Dacă ești un rac singur, cu siguranță a apărut cineva în jurul tău sau apare cât de curând posibil. Poate să fie o persoană cu un copil sau o persoană care uh, se comportă într-un mod mai copilăresc. Nebunul aici e clar vorbește despre o nouă iubire care apare în viața ta, mai ales dacă ești un leu singur. Dacă ești un leu aflat într-o relație, în viitorul apropiat, văd aici o surpriză foarte mare, foarte plăcută din partea persoanei iubite. Apoi avem 9 de monede. Văd aici o bucurie foarte, foarte mare. Iar dacă ești într-o relație, reușiți să rezolvați împreună o problemă financiară, un cadou pe care îl primești sau, cine știe, un cadou pe care tu îl oferi cuiva anume. Însă, pe dragoste, te văd foarte sigur pe tine, te văd foarte bucuros și te văd că ești în stare de orice pentru această persoană. Apoi, avem aici 7 de cupe. Se pare că Uh, pentru tine, în viitorul apropiat, apar mai multe opțiuni în dragoste, mai apar niște tentații, dar văd aici că tu îți vei da seama care este persoana cea mai potrivită. Dacă ești un leu uh, aflat într-o relație, văd aici că uh, flacăra se reaprinde, deci văd mai multă atracție, mai multă siguranță pe care tu o vei simți, dar aici ți-aș recomanda să fii puțin atent la persoana iubită, că ceva îți ascunde sau sunt niște lucruri ciudate la mijloc. Să vedem puțin și îngerii romantici, ce mesaj îți transmit pentru tine. Wow, mesajul este separare, interesant. Deci aici a venit timpul da, pentru o separare, pentru o despărțire. Fie că auzi de o despărțire din familia ta, fie că pentru unii este vorba despre a relua o relație după o perioadă dificilă, da? pentru că ți se spune că se merită să faci acest, acest efort. Iar dacă ești un leu care se gândește la despărțire, aici e clar faptul că uh, este bine da, uh, ceea ce vrei tu să faci, pentru că îți va aduce mult mai mult respect față de tine și mult mai multă încredere. Să vedem pentru fecioară ce se întâmplă în dragoste care sunt mesajele. În momentul de față, văd că ești aici implicat într o relație ascunsă sau este o situație în care porți o dragoste față de cineva și nu îi spui. Pe de altă parte, văd o conexiune foarte puternică cu o persoană dulce, iubitoare, sensibilă. Este o persoană foarte dragă sufletului tău dacă ești o fecioară singură, se pare că încerci să apelezi la tot felul de trucuri pentru a întâlni persoana potrivită. Apoi avem pajul de băte. Dacă ești într-o relație, văd aici o întâlnire pasională, frumoasă, undeva într-un loc ascuns sau la o vreme de seară, iar dacă ești singur sau singură, să știi că apare cineva în viața ta foarte, foarte rapid. Este o persoană mai slabă, energică, plină de viață, o persoană care poate face și sport. Apoi avem luna, o legătură cu zodia rac sau cu zodia pești. Este clar aici această idee de întâlnire pe ascuns sau pentru alții este vorba despre o persoană care îți va provoca foarte multe emoții. În relația asta o să urmeze o perioadă destul de ciudată în care nu o să vorbiți foarte mult, o perioadă în care vor fi secrete între voi. Iar dacă ești o fecioară singură, să știi că o să cunoști pe cineva, dar apoi persoana asta este posibil să dispară din viața ta. Ultima carte este Roata Destinului, și aici e clar că poți avea o legătură cu zodi fixe, taur, leu, scorpion, vărsător. Clar, Roata Destinului îți aduce un noroc și te ajută să ieși dintr-o situație mai puțin plăcută. Dacă ești o fecioară aflată într-o relație, să știi că lucrurile se rezolvă și în final vei fi cu această persoană, iar dacă ești o fecioară singură, să știi că o să cunoști pe cineva care uh, îți va schimba viața. Este norocul tău această persoană poate să fie și o persoană mai misterioasă. Hai să vedem și îngerii ce îți transmit wow îngerii ți-au transmis două mesaje și anume primul tu meriți iubire și al doilea, flirt. Da? Deci este clar aici o relație care se bazează foarte mult pe atracție, pe flirt, pe iubire. Iar dacă ești o fecioară singură, cu siguranță meriți pe cineva și cu siguranță apare cineva în viața ta. Să vedem pentru balanță ce se întâmplă în dragoste. Ce trebuie să știți voi? Hai să vedem, dragi balanțe, care sunt mesajele. Hai să vedem. Să vedem, dragi balanțe, pentru voi, wow, a început deja citirea, prima carte este 6 de spade și avem aici 7 de spade. Uite, aici poate să fie o relație la distanță care s-a sfârșit sau văd aici o supărare legată de un drum. Poate să fie pentru unii o supărare legată de o schimbare care apare în relație sau faptul că ai o relație la distanță. Dacă ești o balanță singură, văd că ești supărat sau supărată pentru că nu a apărut cineva în viața ta. Și dacă faci niște drumuri, poți să cunoști o persoană cu siguranță. Apoi avem îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Văd aici o decizie importantă pe care tu o vei lua în dragoste. Este o decizie legată de persoana iubită. Dacă ești o balanță singură, foarte curând apare o persoană în viața ta, poate să fie o persoană mai tânără, energică, o persoană care face doar ceea ce simte și față de care vi simți o atracție mare. Apoi avem regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dacă ești o balanță singură, tu cunoști o persoană care îți va schimba viața, dar dacă ești o balanță aflată într-o relație, văd aici că vei lua o decizie importantă pentru sufletul tău, este o decizie care îți va schimba viața. Să vedem acum și sfatul îngerilor pentru tine sau mesajul. Mesajul este căsătorie și spune că da, situația asta se finalizează cu o căsătorie foarte frumos, dragi balanțe, deci lucrurile sunt, sunt bune. Însă văd totuși și o decepție pentru unii dintre voi și anume că cineva poartă o mască falsă. Da? Vedeți că aici se află și niște secrete. Să vedem pentru Scorpion ce se întâmplă în dragoste. În viața ta. Hai să vedem. momentul de față văd aici o regină de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar ești și într-o situație în care ai de ales ceva. Îți dorește o siguranță emoțională în momentul de față, îți dorește o relație stabilă, bună, dar așa cum spuneam, văd că ai nevoie de dovezi. Iubirea ta poate să fie influențată de un compromis în care tu te afli și este un compromis legat și de bani sau de cineva împreună cu care tu lucrezi. Pe de altă parte, dacă ești un scorpion singur, văd aici că ai suferit foarte mult în viitorul apropiat, dar văd și faptul că pentru tine contează foarte mult. Ca cealaltă persoană să aibă un loc de muncă, să fie o persoană stabilă din punct de vedere financiar. Regina de bâte îmi spune aici despre o legătură cu o zodie de foc leu berbec săgetător. Dacă ești un scorpion singur, ai ocazia să cunoști o nouă persoană este o cineva care reușește să își facă și o carieră, este o persoană care se ocupă bine și de viața sa personală și aici văd foarte multă atracție între voi. Pentru unii văd și o eventuală rivală sau o senzație de gelozie care apare în viitorul apropiat, iar apoi avem justiția, o legătură cu zodia Balanță. Văd aici faptul că tu vei lua o decizie importantă în legătură cu o relație dacă ești un scorpion aflat într o relație și știi că se mai poate să mai duci relația, aici e clar că se reaprinde pasiunea între voi și până la urmă lucrurile se liniștesc și chiar se finalizează cu o căsătorie, dar dacă tu nu mai vrei nicio relație cu persoana asta pentru că te simți mult prea dezamăgit, aici e clar că se ajunge la o despărțire. Dacă ești un scorpion singur, așa cum am spus, apare o persoană în viața ta care te va ajuta foarte mult să vezi viața altfel te va ajuta să te împarți într-un mod egal între pasiunea ta și între muncă. Uite, aici apare o separare, da? deci e clar aici vorba de o despărțire pentru unii dintre voi. Poate trebuie să te desparți de persoana din trecut, pentru că acesta este sufletul tău perechi, persoana la care te gândești. Să vedem pentru săgetător ce urmează în dragoste, ce trebuie tu să cunoști în momentul de față. Asul de monede. Dacă ești un săgetător singur, clar aici apare o nouă persoană în viața ta. Asul de monede vine cu o persoană foarte, foarte sigură pe ea. Este cineva care își dorește ceva stabil. Poate să fie un coleg de la muncă, un coleg de la școală sau este o persoană pe care ai cunoscut-o la niște cursuri sau pe care urmează să o cunoști în cadrul unor cursuri. Dacă ești un săgetător aflat într-o relație, o activitate pe care o faci în comun cu persoana iubită ar putea să închege relația. Patru de bâte vorbește despre bucurie, dar și despre o întâlnire aici pe care urmează să o ai foarte rapid și este legată de o nuntă, de o petrecere sau este o bucurie. Legată de o întâlnire undeva la o vreme de zi, chiar pe la amiază, apoi avem nebunul, o bucurie aici legată de un copil sau pentru alți săgetători. Este vorba despre un moment destul de uh, ciudat, da, uh, legat de un copil. Dacă ești un săgetător singur, este clar aici că apare cineva în viața ta, dar dacă te afli într-o relație, să știi că această persoană îți pregătește o surpriză. Șapte de cupe vorbește despre o bucurie foarte mare pe care o vei avea, dar pe de altă parte îți spune și despre multe opțiuni. Da? Unii simt aici că deja sunteți într-o relație și mai urmează să mai apară cineva, cineva care să-ți dea puțin peste cap mintea. Să vedem și un sfat din partea îngerilor. Wow! Sfatul este că se merită să aștepți și ți se spune că timpul divin este la muncă în favoarea ta. Însă cineva aici trebuie să-și ierte părinții sau cineva trebuie să-și rezolve niște probleme de familie. Să vedem pentru Capricorn ce urmează în dragoste. Care sunt mesajele? Wow! A început citirea pentru tine, ok, și se pare că pentru tine avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă și cu 10 de monede. Dacă ești un capricorn aflat într-o relație, văd aici că ai niște secrete împreună cu partenerul sau împreună cu această persoană. Sunt niște secrete legate de o casă, de familie sau poate chiar sunt niște secrete pe care cineva le ține ascuns. Regina de cupe vine cu o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, dar simt aici această energie cum că se ascunde ceva de familia ta sau relația asta o ascuns de membrii familiei. Pe de altă parte, dacă ești un capricorn singur, să știi că uite cunoști pe cineva foarte rapid sau ai cunoscut deja. Este o persoană foarte dulce, sensibilă, cineva care se ocupă cu arta, cu filozofia, cu psihologia, sau poate să fie chiar o persoană care se ocupă cu zona medicală. Apoi avem regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dacă ești într-o relație, aici urmează o decizie importantă care se ia și care va clarifica foarte mult situația. Dacă ești o persoană singură, așa cum am spus, apare o persoană în viața ta care îți va schimba destul de mult percepția asupra vieții. Iar arcana majoră, moartea, vorbește despre o legătură cu un scorpion, dar și despre un moment pasional pe care urmează să îl ai în această relație. Și repet, dacă ești un capricorn singur, această persoană care intră în viața ta îți va schimba totul la. 180 de grade, deci totul se schimbă radical. Să vedem, dragi Capricorni, și un sfat din partea îngerilor romantici. Wow, avem aici mesajul foarte curând. Foarte curând tu vei cunoaște pe cineva din momentul în care vizionezi citirea sau pentru alți capricorni, foarte curând se va lua o decizie foarte importantă în cadrul acestei relații. Să vedem pentru vărsători ce urmează în dragoste, care sunt mesajele. Bun! Pare că deja ai, ai ieșit o carte, aici avem 5 de bâte. Se pare că te afli într-o perioadă destul de tensionată din punct de vedere amoros. Simți aici gelozie din partea ta, dar și faptul că ai de ales între mai multe persoane. Îți dorești foarte multă stabilitate, îți dorești foarte multă iubire în această relație, însă cinciul ăsta de bute vorbește ori de gelozie, ori despre faptul că ai de ales între mai multe persoane. Judecata, uite, vine aici cu un moment de clarificare pentru tine, reușești să clarifici o situație. Dacă ești într-o relație, să știi că urmează aici o discuție foarte frumoasă, o discuție prin care tu îți vei clarifica uh, relația. Vei sta față în față cu această persoană și vei discuta deschis. Pe de altă parte, dacă ești un vărsător singur, să știi că apare o persoană în viața ta. Soarele vorbește despre o legătură cu un leu, dar văd aici un copil implicat. Pe de altă parte, văd foarte mult succes. Dacă ești un vărsător aflat într o relație, lucrurile se clarifică aici și relația devine oficială, văd foarte multă bucurie și o eventuală căsătorie. Dacă ești un vărsător singur, așa cum spuneam, apare cineva în viața ta care îți va lumina Viața șapte de monede, totuși vorbește și despre o așteptare, da, o așteptare și faptul că unii dintre voi aici chiar puteți să aveți și un copil sau. Uh, poate să apară o perioadă în care va fi nevoie să mai așteptați, da. Dar totuși văd o relație pe un termen lung și foarte lung. Relația asta poate să meargă chiar. Uh, să fiți împreună pentru totdeauna. Sfatul din partea îngerilor romantici este să fii atent la steagurile roșii și să fii atent în general la semnele care apar în jurul tău. Și ți se mai spune să-ți lași prietenii să te ajute, să ceri și să accepti ajutor din partea celorlalți. Să vedem pentru Zodia Pești ce trebuie să cunoști tu în acest moment. Care sunt mesajele pentru tine? Să vedem, dragi pești... Ce se întâmplă pe dragoste? Pajul de băte pentru tine văd aici foarte multă atracție în cadrul unei relații, dar văd aici că este o relație ascunsă. Poate să fie o relație de triunghi amoros pentru unii dintre voi. Văd o conexiune cu zodia rac sau chiar cu zodia ta cu zodia pești. Pe de altă parte, dacă ești un rac, un, un pește singur, să știi că ai ocazia să cunoști pe cineva foarte rapid. Unii văd că deja ați cunoscut această persoană sau simțiți o atracție, însă nu sunteți siguri. Faetonul din nou vorbește despre o legătură cu Zodia Rac, dar văd aici și un drum pe care urmează să îl faci, fie împreună cu persoana iubită, fie este o provocare pe care vei reuși să o depășești împreună cu cineva anume. Dacă ești un pește singur, aici e clar că urmează să apară cineva în viața ta. Regele de bâte vorbește despre o, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar este și un moment foarte bun pentru tine în care se poate reaprinde o flacără într-o relație, te simți mult mai bine, iar doi de bâte vorbește despre o relație la distanță sau despre o relație cu o persoană care are niște studii superioare. Pe de altă parte, văd o relație care va dura aici pe un termen foarte, foarte lung însă văd faptul că dacă ești singur sau singură, această persoană pe care o vei cunoaște călătorește foarte mult și e posibil să te ia cu el în călătorii, în excursii. Dacă ești deja într-o relație la distanță, aici văd o întâlnire, ca mai apoi nu știu, să hotărâți să plecați împreună sau să vă mutați împreună. Mesajul pentru tine este să îți să lași prietenii să te ajute, să ceri și să accepti ajutor din partea celorlalți, fie că e la nivel de sfat, fie că e la nivel de ajutor fizic. Și încă un mesaj este să îți chemi sufletul pereche. și anume rugăciunile tale, afirmațiile și vizualizările te ajută să vă readuceți împreună. Dragilor, atât! Acestea au fost previziunile pentru toată lumea, eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și fie ca dragostea să se așterne, să se aștearnă în viața ta. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire.